Bună ziua! Este vineri și pentru că este vineri avem din nou proiectul Cartea de Vineri. Astăzi vă voi prezenta chiar ceea ce citesc în clipa de față și anume Lucian Boia, Cum am trecut prin comunism, primul sfert de veac. A apărut la editura Humanitas, aceasta este cartea. Așa cum spune și titlul, este vorba de niște memorii. Pe de altă parte, însă titlul poate un pic induce în eroare, par a fi niște memorii politice. E bine, cel puțin prima parte a volumului are un cu totul alt ton, absolut deloc politic. Este vorba de niște amintiri frumoase, calde, din copilărie, care vorbesc mult despre familie, despre mama, despre bunici, despre cartier și așa mai departe, despre tot ceea ce a cunoscut și a iubit ca și copil autorul. Însă, desigur, pe măsură ce anii înaintează, Lucian Boia este născut în 1944, deci chiar înainte de instaurarea comunismului, dar evident, tot ce își poate aminti este din perioada în care comunismul deja era instalat. Pe măsură ce timpul înaintează, devine tot mai evidentă, să spunem, latura politică și dihotomia, adică, pe de o parte, familia în care el crește este o familie profund anticomunistă, deși nu erau oameni bogați sau ceva de genul acesta, erau, în tot cazul, niște oameni foarte educați și care au avut de pierdut prin această răsturnare a valorilor care le-a pus oarecum piedici în carieră, în dezvoltarea personală, în tot ceea ce a însemnat realizarea lor profesională și intelectuală. Prin acest motiv, sau cel puțin asta deduc citind printre rânduri, întreaga familie era într-un fel de rezistență așa, mai delicată, să-i spunem, în sensul că încercau să se țină moral și intelectual cât mai departe de influența asta educației de tip comunist. Evident, tânărul Lucian Boia nu reușește chiar așa de tare, pentru că pe măsură ce timpul trece, anii trec, el ajunge la școală și așa mai departe, după aceea ajunge un tânăr și latura politică începe a se insinua tot mai puternic în viața lui și mijloacele de a se eschiva devin, să spunem așa, se împuținează. Mai mult de atât, nu vă voi povesti, vă voi lăsa să descoperiți chiar voi această carte extraordinar de interesantă. Vă spun doar atât, se citește foarte ușor și cred că veți afla, dincolo de informații concrete, este o carte scrisă de un istoric, dar nu este deloc plină de tot felul de date, de lucruri, să le spunem așa, plicticoase. Veți afla, dimpotrivă, spiritul unei epoci, ba chiar aș îndrăzni să spun spiritul unei familii și unei deveniri personale. Vă recomand, deci, călduros să citiți această carte și să vă formați propria voastră opinie legat de acest subiect. Vă mulțumesc!